Băieți și fete, astăzi facem un episod special pentru iubitorii seriei Life of Luxury. Vă voi arăta cele mai creepy videoclipuri de la Life of Luxury din 2019 până în 2022. Rămâneți până la final și scrieți la comentarii care vi se pare cel mai creepy. Vizionare plăcut. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun. Au primit un e-mail. Oh my god, deci au primit un e-mail de la o fată de 18 ani pe care o cheamă Anabel. Chiar acum aveți o poză cu ea pe ecran, bro. O cheamă Anabel, destul de ciudat până acum, brother. Știți voi de ce numele Anabel este așa de ciudat? Hai să dăm o continuare. Ok. Ok, deci știi că ea momentan trăiește într-un apartament cu fratele ei și s-a dus într-o excursie sau într-o deplasare cu munca timp de, n-a zis de cât timp. Și când a venit înapoi nu mai era același om. Hai să vedem. Ce că nu mai vorbește cu ea. Și ci că se închide, uai, asta n-am văzut, ci că se închide ori în camera lui, ori în baie și stă acolo singur timp de ore întregi. Adică nu mai vorbește cu ea și se închide pur și simplu, nu o lasă să intre nici în camera lui, nici în baie, bro. What the fuck, hai să vedem. It's also been displaying. Ok. Ok, și acum o să ne arate un video, ci care are un comportament foarte, foarte ciudat și nu știe ce se întâmplă cu el. Hai să vedem videoclipul acesta, guys. Ia uite-se, Valel. I don't know why she keeps. Ok, deci a zis nu știu de ce și după, din păcate, nu s-a mai auzit. Cred că a... Ok, a văzut-o. Ok. Ok, deci o să se ducă acasă la Anabel și o să vadă ce s-a întâmplat cu fratele ei. Bro, foarte, foarte ciudat arată băiatul ăsta. Ok, acum ci că un cuvânt de la sponsorul lui, bro, îmi pare rău, băieții ăștia nu mă sponsorează și pe mine, așa că o să dau skip, nu de alta, bro, să nu vreau să vă pierd timpul, băieții. Hai să dăm, să vedem ce fac băieții. Let's go. Ok. Ok, băieții, bă, sincer, eu mă gândesc la altceva de când se gândesc ei. Ei se gândesc că, bă, oare ce s-a întâmplat în excursia aia, bro? Eu chiar cred că omul ăla nu a venit el din excursia, este complet alt om, s-ar putea și chestia asta. Însă ăștia se gândesc, mamă, oare ce s-a întâmplat cu el în excursia aia? Și ce zic? Hai să vedem. Ok. Bun. Deci băieții sunt bula, să vezi, spune că nu poate să ignore chestia asta, având în vedere că, băi, ea i-a contactat, să aibă grijă de ea, teoretic, gen. Adică nu se simte în siguranță și oamenii se pun să ajute. Ok, au și la ea acasă. Hai să vedem. Hai să vedem. O să meargă înăuntru. Hai să vedem, bro. Hai să vedem despre ce este vorba. Let's knock, bun. Casa normală din America. Bun, hai să vedem. Hai. Uite-o pe Anabel, hai, salut. Ești Anabel? Bă, dar cum vorbește Anabel asta, bă, deci eu am talentul ăsta, bro, bă, totdeauna să găsesc ceva suspect la ăștia care îi contactează. Bă, da, voi ați auzit? Adică nu știu dacă voi ați auzit, bro, dar eu am auzit și foarte încet cum vorbește asta, bă. Bă, dați drumul la gură. Uitați-vă la aia, e destul de ciudat. Poate trece prin și niște chestii, nu pot să zic. Bun. Ok. O întrebat-o dacă cum ar vrea să o strige, Anabel sau Bel? A zis Ana. Știi, zic la Anabel. Ok, deci eu zis că videoclipul pe care l-ai trimis este foarte, foarte ciudat și cumva ți-a explicat, ai mai vorbit cu el după acest videoclip și a zis că nu, eu nu mai vorbește deloc cu mine. Oh my god. Hai să vedem. Și când încerc să vorbesc, el întotdeauna se olbează așa super, super creepy la mine și mi oferă un zâmbet de la super, super horror. Why, vreau să văd chestia asta. Ok, și că e un comportament normal? Ok. Ok, spune că nu e un comportament normal, bro, nu s-a mai comportat până acum așa și nu e... Jenea să recunoască, chiar dacă este fratele ei, încearcă să-l ajute și nu este zenă și să recunoască că se comportă foarte, foarte ciudat. Hai să vedem. Opa! Opa!
Bun, deci, a, băieții, deci fiți atenți, ea l-a mai prins încă o dată vorbind în bucătărie singur. După cum ați văzut și în videoclipul pe care l-au trimis la băieții ăștia, el tot vorbea singur. Deci, zic că stă în dormitor, gen, și gen, din bucătărie, vorbea din dormitor și din dormitor în bucătărie. Și ce zic, like, băi, e super, super ciudat, omul ăsta vorbește cu cineva, ați văzut. Nu se știe cu cine vorbește, sper să nu fie doi. Cam asta este ideea, să nu fie doi. Însă ăsta vorbește 100% cu cineva. Este cineva într-un fel în structura casei lor. Poate locuiește cineva între dormitor și bucătărie. Nu știu, hai să vedem. Oh, when I saw him, he looked at me and he had this like creepy smile, like ear to ear. Then I ran into my room and I locked my door. So what you're saying is, okay, you really don't feel safe here right now. Bun. I just don't know what to do, because he's my brother and I love him, but I just feel like I have nobody to turn to right now. Ok, deci spune că chiar dacă, cum îi zice, odată s-a uitat așa parte clipul aia, a alergat-o și a s-a închis în camera ei, tu până la tot fratele ei rămâne, îl iubește, însă a apelat la băieții ăștia că nu mai știe la cine să apeleze. Și ce zic? Hai să vedem, băieții, ce se întâmplă, bro, chiar sunt curios. Listen, suntem aici acum, nimeni nu o să se întâmple cu tine, îi spune. Hai că nu o să se întâmple nimic, aia să moară băieții, că totdeauna se zice așa. Ok, în general chiar nu se întâmplă. O să pună camere. Ok, o să stea în mașină, hai să vedem. Bun, nimeni nu o să se întâmple, hai să vedem. De săraca de aia, bro, chiar suferă fata asta, hai să vedem. Vă dați seama, băieții, fratele vostru, până la urmă, bă, frate, dar... Ok, o să pună o cameră în camera lui Anabel. Hai să vedem. Salut. De ce râde? Yeah, sure. Bun, hai că au pus o cameră acolo. Bă, Anabel asta foarte, foarte timidă, bro, observ, adică vedeți? Nu prea vrea. Pun peste tot. Bun, hai să vedem. Bun, we begin our way și au așteptat chestia asta. Puneți că au pus o cameră și la fratele lui. Hai să vedem. Sunt în mașină, se uită pe camere. Hai să vedem. Asta e camera lui Anabela la 12, se pregătește să se culce, bănuiesc, da. Nimic a suspect până acum. Asta e bucătăria, băieți. Asta e camera lui frate-su care are ușa deschisă sau mi se pare mie, bro? Bă, până acum, frate-su... Având în vedere că nu-i vede în capul, arată destul de normal. Like, uitați-vă, guys, acum dacă vedeți că are capul blurat, chiar arată ca un om normal. Sincer, acum, nu știu dacă numai eu zic chestia asta, însă chiar arată ca un om normal. Și după cum vedeți, e ușa deschisă și se holbează la ușa. A, nu cred că e ușa deschisă, bro. Cred că e acolo de barat sau ceva de genul din ușa lui. Vedeți că dacă vă gândiți, tot acolo și vorbea. Deci cred că acolo e cineva, gen. Cred că acolo e un fel de debara. Nu știu dacă e ușa deschisă sau e o debara. Habar n-am, urmează să aflăm. I kind of wanted to talk to her brother earlier, but he kind of locked himself in the bathroom for a couple hours, and then locked himself in his room. So we really have no idea what this guy is like. Ok, deci că au încercat să vorbească cu fratele ei înainte. Voi ați văzut că gen momentan n-am luat niciun contact cu fratele ei, însă ăsta s-a închis în baie și după s-a închis în camera lui pentru câteva ore, așa că n-am luat niciodată contact cu ei și nu știu cum arată și cum se manifestă, bro. Adică, bă, asta e pentru prima dată când băieții ăștia nu pot să vadă cum zice, cum se comportă omul ăsta, lucru care este destul de creepy. Ok, era de așteptat până la urmă dacă ea a zis că se închide întotdeauna în dată, ce zic? Hai să vedem. Ăștia speră să nu găsească camera, că dacă găsește camera... Bro, ce se întâmplă? Ce face? Ok, se mângâie pe păr. Bă, până acum e normal, adică băi, e chiar... Băi, e ciudat de normal, până acum. E ora 1.44. Ăștia deja țipez, uitați-vă la ei. Anabel doarme, nicio treabă, la ora 2:30. Hai să vedem. Ăsta încă stă, bro, ce face? Yo, what's he doing? Uite, se pune acolo, cum s-a pus și videoclipul trimis de Anabel, ce face? Ia ce face? Ce face? A, deci la idolapului. Uite și vorbește cu cineva. Hai. I want to so badly. Ce că îmi face limba gen udă. Ce se face limba udă, bradere? Ia, ia. A, ce a zis frățiorul nostru? Ea nu știe că nu sunt el până acum. Is he talking about Annabelle? Oh my god, unde se duce? Crezi că e cineva în dulapul ăla? Ok, băieții, deci v-am zis eu la început, bro. Băi, după ce m-am uitat la atâta, normal că știu, bro. Nu e frate-su. A vorbit, vorbește cu cineva din dulap și spune ala și că crezi că și-a dat seama până acum că nu sunt eu. Ok. Dar trebuie să se ducă, bro, au descoperit că nu e el. Trebuie să vorbească, trebuie, duceți-vă, bă. Deci acum o să se ducă, hai să vedem. Badly. It's making me. Bun, deci Anabel până acum n-are nicio treabă. Două ora, două, ce știu. Ia, uite-l. Bro, unde pleci?
Bro, unde mergi? Mamă, cred că o să dea față față cu el. This door is locked, bro. E ușa închisă. Da. Ce o să sune? Ok, bro, cred că e prea târziu până o să sune. Ia uite-l, bro, de ce merge așa? Bro, ce-i cu el? Bro, ce-i cu el? Ce face? Ce? Unde vrea să intre? Ah, cred că e camera lui Anabel. Bro, răspunde! Bă, răspunde! A țipat. Ok, o să meargă prin ușa prin spate. Mamă, să nu o spargă. Mamă, fugiți, bă! Wow, trebuie să meargă rapid! Bro! Dar vedeți că ăla bate la ușă. De ce ți-ai văd? Oh my god, bă, dar unde a dispărut ăla? Că ei au venit prin același loc și nu l-au văzut. Dar ați văzut că omul e psihopat, gen, like, parcă nu voia să intre în cameră. Pur și simplu dădea așa, ați văzut așa încet, știi ce zic, nu forța ușa sau ceva, dădea așa încet, știi ce zic, numai ca să o sperie. Hai să vedem, să meargă la ei în cameră, bro, ce se întâmplă? Nu poate să vadă ușa, hai să vedem. Unde e ăsta? Uite în dulap. Unde e el? Ce e aia? Mamă! Ok, cred că a plecat prin ventilație, bro, dar ce e aia? Bro, trebuie să plece neapărat. Ce se întâmplă? Fugiți, man! Unde s-a dus? Hai să vedem. Ce că nu poți stai acolo seara asta. O să stăm undeva. Hai să vedem. Ok, băieții, hai să vedem. Belle is currently living with her parents. Belle momentan stă la părinții ei, cică. Hai să vedem. Helen and her parents are currently investigating what happened to her band during his sleep. Deci, cică, momentan, ei, cum îi zice, ea și părinții ei investigează ce s-a întâmplat cu fratele ei în momentul acelei excursii, acelei deplasări, pentru că ăla care a venit înapoi nu este fratele ei. Hai să vedem. Și cred că atât au avut de zis, bro. Să vedem ce este în continuare. Deci o fată de 18 ani de la Caroline. Hai să vedem. Ok, deci din păcate părinții lui Caroline au murit ambii și i-a lăsat o casă în testament. Hai să vedem. Ok, deci ei e frică să se ducă în casa la chiar dacă ar vrea să se ducă deoarece e neapărinții morți, știți, Doamne ferește, guys, chestii de genul, dar ea e 100% sigură că acolo trăiește cineva sau ceva gen în subsolul acelei case. Hai să vedem. Și că a trimis o filmare pentru dovadă. O filmare pentru dovadă, hai să vedem. Asta se duce jos. Aoleo, bro, mamă, ce m-a speriat, bro, ați văzut cum a apucat-o de picior, mamă, ce m-a speriat. Uite cum a apucat-o de picior, bro. Mamă, bro. Ok. Deci, o să-i invită pe Caroline să vină la ei și să spună mai multe despre chestia asta, bro. Hai să vedem. Ok, acum ceva de la sponsor, bro. Noi nu ne băgăm aici că n-a primit nimica de la sponsor, nu glumesc. Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Okay, so it's about 8:30 right now. Okay, 8:34, bă, pentru prima dată. Bă, pentru prima dată oamenii și-au găsit și niște ore mai normale ei să discute cu oameni. Adică ora 8:30 de uși discuți, nu la 3 dimineața. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, hai să vedem. Ești excited? Hai să vedem. Vreau să văd ce o să zică. Deoarece acel video era nebun pe care l-a trimis. Hai să vedem. Bun, hai că bate la ușă, bro. Ai auzit chestia asta, bun. Ok, haideți că a venit Caroline. A venit la ea acasă. Cred că o să se ducă după la acolo la casă. Zero Caroline, bine ai venit. Hai să vedem. Parker, sunt Parker. Caroline. Vrei să stai jos ca să vorbim? Yes, ok, hai să vedem. E destul de normală fata asta momentan. Hai să vedem. Ok, so Caroline, mulțumim că ai... Hai să... De ce crezi că cineva stă acolo? Are you sure isn't just like a homeless person living down there?
No, you have to believe me. I've been hearing screaming and scratching down. Ok, deci ăsta spune că doar atunci a dus în subsol și a văzut cum a apucat-o. Chester a zis, bro, poate e vreo doar un homeless person, adică o persoană a străzii care a văzut că casa e abandonată și a zis să-și facă un cămin acolo. Și asta a zis, nu, crede-mă că este altceva, ai văzut doar că persoanele străzii înțeleg că sunt murdare, bro, dar n-au mâna neagră, efectiv gen negru, negru dăla. Și ai văzut cum cineva m-a apucat gen acolo și cică tot aude țipete și screci, știi, zic, adică ca și cum ceva zgârie ceva. Și a stat la casa prietenei. Prietenul ei. E sigur că nu e vreun prank sau ceva de genul ăla, niște prieteni de-ai tăi. Și că prietenii mei n-ar face chestia asta, hai să vedem. A fost la ușă. Și că a fost la ușă noaptea trecută, deoarece parcă știa că sunt acolo și că o să intru în casă. A fost chiar... Și că și-a zis gen Caroline, vino aici jos cu mine, bro, bro, asta e destul de ciudat, man. Hai și, man, asta chiar e ciudat, hai să vedem. Bună. De ce n-ai sunat la poliție? Am sunat, dar nu m-au crezut. Și că a sunat la poliție, bro, mamă, deci asta chiar, chiar a sunat și la poliție și că nu au crezut. Ok, deci ascultă, Caroline. Totul o să fie ok. Trebuie să pun niște camere acolo, vede ce s-a întâmplat noaptea și o să stăm la casa prietenilor tăi, ok? Lasă-le să muncim, hai să vedem. Și dacă nu găsim nimic, o să mergem înapoi în casă și nu o să fii... Zici că dacă nu o să găsească nimic, poți să duci în casă și să nu-ți fie frică de absolut nimic. Deci băieții super, super chill, o încurajează pe surioara noastră Caroline. Hai să vedem. Hai să facem asta, let's go, băieți. Hai să vedem, hai să vedem. Sperăm să reușească, bă. Hai să vedem. Ok, Caroline, mulțumesc că ai venit. O să... Ai cheia, bun. Be careful. Ok, deci ea nu vine, bro. Ce zic de chestia asta? Ce se întâmplă cu ea, bro? A fost destul de ciudată, bro. Ah, deci ea nu vine, bro. Numai ei se duc. Sau? N-am înțeles eu bine, man? Bro, do you think it's safe to be going to this house alone? Să mergem sus acolo, bro. Am mai făcut chestia asta. Da, deci video că chiar îi tarifiam, bro, dar se duc numai ei, nu merge și ea sau ceva de genul. Hai să vedem. Mergem cu doar o noapte. Și o să fim ok. Sperăm că nu o să găsim nimica, bro, da, și eu sper la fel, bro, să nu găsiți nimica, da. Bro, mi se pare super suspect că nu vine și ea, și ce zic, adică dacă ar veni și ea, ar fi altă chestie, man, dar efectiv, ea nu vine, man. E super, super ciudat. Ok, bun, deci am ajuns acolo. Hai să vedem. Nu arată chiar așa de rău. Da, deci nu vreau să fie acolo 5 minute, te duc acolo, pun camerele și după vine înapoi în mașină, hai să vedem. Se duc acum în casă, we go inside and hit the base, a dus direct la subsol, hai să vedem. O să pună camere pe la subsol, pună camere peste tot. Mamă, deci că miroase foarte, bro, și să ia. Ok, deci ceva lichid pe jos. Poate chiar apă. Bro, deci, parcă sunt, bă, deci, cred că sunt niște pași uzi, știi ce zic, adică cineva care avea pe... Pe picioare sau pe mâini, depinde cum merge patrupedul ăla, gen, cum merge el, avea picioare sau ude, gen, și s-o băga pe polea, și ce zic. Hai să vedem, hai să vedem de fapt. Deci au pus peste tot și acum o să se ducă înapoi la mașină, nu vor să stea înăuntru. S-au dus înapoi în mașină să aștepte. Ok, hai să vedem. Ok, so we're sitting in the car outside the house. We got a few cameras going on right now. Am niște camere acolo, să văd dacă pot să găsesc ceva. Bun, deci asta este camera 1 de la basement. Camera 2, mă, dar câte camere au pus în subsol? Camera 2, hai să... Ce căurească asta? Doar așa să vedem dacă o să facă. Asta întrebă. Exact. Bun, deci este să se odihnească că el o să se odihnească, hai să vedem. O să se odihnească, bro, hai să vedem. E ora 1:11 deja. Hai să vedem. Să vedem ce o să facă, bro. Mai mult tare ora 2, iar niciun semn. Mamă, să nu iasă ceva. Jumpscare. Auleu, mamă! Mamă, bro, ce-i chestia aia? Bro, bă, mergea cu spatele. Bă, voi ați văzut că mergea cu spatele. Bă, voi ați văzut că mergea... Băi, având în vedere că e un patruped, un om patruped, știi, mi-am obișnuit deja cu asta. Bă, dar mergea cu spatele. A văzut ceva. Bro, unde? There was like a thing in there. Da, a fost o chestie acolo, bro. No, it was like a body or something. I can't describe it. Dude, da, exact. No, I don't see anything. Și că nu văd nimica. A văzut ceva acolo. Dude, ești doar obosit. A văzut ceva acolo, să nu-l crede.
Ia să vedem, bro. Ia uite-l. Ia uite. Bro, ce chestia aia, bro? Mamă, ce urât se uită. Job. Human. Exact. Chica. Ăla zice, bro, hai să mergem înăuntru. Nu, bro, nu, nu, nu. Chica, o să duc ca să vorbească cu el. Bro, nu te duc. Te duci? Chica, nu vin. Se duce sus. Ia walkie-talkie, ok, eu dau walkie-talkie, se duce numai parker, bro, ce stă în mașină, dar ce-i frică? Hai să spun dacă văd ceva, hai să vedem. Ok, deci să lăs pe walkie-talkie, hai să vedem, guys. Deci treaba e serioasă, super, super serioasă. Ce capă, mă auzi? Ce că nu, nu vede nimic asta? Să spui dacă vezi ceva. Hai să vedem. Te rog, ai grijă, hai să vedem. Bun, ăla 222 s-a dus în substol. Acum parcă o să se întâlnească. Deci se aude ceva, ca și cum se sunește metalele, ceva sună de metale. Au ceva, frate. Dar pleacă de acolo. Nu știu despre ce este vorba la chestia asta. Hai să vedem. Bro, se aude ceva. Mamă, să nu-l atace, bro. Ce-i chestia asta? Bro, să nu-l atace. Ce e acel sunet? Bro, să nu-l... Oh, uite! Bro! Aoleu, bro! Ce... Bă, ce fai aici? Trebuie să vii aici, jos! Parcă... Bro, du-te! Du-te, bro! Mamă, ce-a țipat ăla! Du-te, bro! Mamă, săracul de la... Săracul ce stă, bro! A, bă, nu s-a dat nimica. Hai să vedem. Parker. Parker, unde ești? Parker, unde ești? Deci e camera aia, bro. Cine e camera aia, man? Ai grijă. De ce te duci acolo? E acolo? E tot acolo? A, nu e tot acolo. Mamă, acum se iasă în față. Uite-l. Bro, ce-i ăla? Bro, ce-i ăla, bro? Bro, ce-i ăla? Închide aia, bro, ce-i aia? Go, dude, go! Go! Bro, ce-i aia? Ce-i chestia aia, bro? Ce-a fost chestia aia? Nu știu, trebuie să plecăm. Poate ne urmărește, bro. Bro, ce se dă, ce-i chestia aia, man? Chica, am ajuns acasă în siguranță și am trimis lui Caroline acea filmare. Hai să vedem. She's no longer responding, chica, nu mai răspunde la mesajele noastre. Bro, oare ce s-a întâmplat cu Caroline? Bă, eu am zis de la început, guys, bă, s-ar putea, guys. Bă, ce ziceți dacă cumva a fost o înșenare, man, și voia să le facă ceva la băieții la Life of Rush, nici în Caroline aia să le facă ceva, pentru că... Bro, știți, nu știu dacă v-am mai citat, dar mai fost un episod în care tot așa era o chestie lăsată prin testament și s-a dus acolo și a mers și fata respectivă, man. Like, nu-i lași numai pe ei să se ducă, bro. Cred că a fost o încercare de înșenare, sincer, acum, bă, nu neapărat înșenare, dar să le facă ceva la băieți. Sincer, destul de ciudat a fost o chestie asta. Ok, deci aici asta a terminat episodul, guys. Dacă v-a plăcut asta, păsăți să nu mai pierdem timpul. Hai să dăm aici, start și să vedeți ce se întâmplă. Ok, deci pentru episodul ăsta au primit un e-mail de la Lia care spune că presimte că se întâmplă ceva foarte, foarte oribil cu sora ei. Deși că odată a venit foarte, foarte târziu acasă și avea fața plină de bandaje și i-a spus că a fost implicat într-un accident și de atunci nu se mai comportă la fel cum se comporta înainte. Deși că ea pleacă în pădure aproape în fiecare noapte și stă ore acolo și când Lia o întreabă, dar tu ce ai făcut în pădure? Ea pur și simplu se uită la Lia și zâmbește, bro, like, bro, cât de creepy chestia asta.
Oaia, e sora sa, bro. Uitați-vă cum arată, man. Uite și se uită la ea. Uai, și fuge după ea. Oh my god. Ok, a zis că Cicălia se simte destul de nesigură în legătură cu chestia asta cu sora ei și ar vrea ca băieții de la ăsta să o ajute. Mi se pare un lucru destul de ok, însă vă este ceva super horror. Adică a zis cum a început să alerge aia pe lângă ea, mi se pare destul de ciudat. Însă haideți să vedem ce putem face. Ce pot face băieții de respectiv. Dacă se duc la ea acasă, să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Deci pleacă la ora 11:34. Asta spune că cică, bă, fata e super ciudată dacă până și propria ei soră se sperie de ea. Ala spune că nu știm ce, unde a fost implicată. Deci să mergem la casa ei și încercăm doar să ne uităm la ea. Hai să vedem ce zice. Bun, hai, sunt chiar foarte curios să spună. Au spus că cică pur și simplu o să ajung la ea acasă și o să vadă ce se întâmplă. Nu trebuie să o judecăm deoarece nu știm pe ce accident a trecut. Complet de acord. Ok, bănesc că am ajuns sau ceva de genul. Oh my god, cică, bro. Deci uiteți-vă cât de horror arată locul ăsta. E pur și simplu înconjurat de pădure, man. Ok, hai că au intrat. La ora 12:20 au ajuns la ea în casă. Hai să vedem, la Lia. Hai să vedem ce îi răspunde, poate îi răspunde chiar sora. Nu, Lia, uite-o pe Lia, hai. Parker, cică, și Chester. Putem să vorbim despre, cică, acum nu este un lucru bun. Ok, ăștia a spus, putem să vorbim despre sora ta și zic că nu, sora mea încă se vindecă. Și ăștia a spus, brother, am condus 3 ore, ce până acum. Dacă cumva nu te simți în siguranță în propria ta casă, ar trebui chiar acum să intrăm unul și să vorbim complet adevărat. Hai să vedem. Hai să vedem ce zice. Ok. Dar trebuie să fiți să vorbiți foarte, foarte încet. Hai să vedem ce spune, bro, sunt chiar foarte curios. Ok, mulțumesc că ne-ai lăsat să intrăm aici. Poți să spui ce se întâmplă cu sora ta? Trebuie să fii foarte, foarte cet. Ci ca să nu vină nimeni la ea acasă, așa i-a spus sora sa. Deoarece se simte foarte prost în legătură cu fața ei. Nu poți sta cu ea, cică. Nu mai simte siguranță. Cum adică nu te simți siguranță cu ea? E doar sora ta, bro. Uite-o! Holy shit, bro! Oh, a venit sora, man! Oh my god, hai să vedem! Uitați-vă la aia! Oh my god! Bro, cum arată? Mamă, cum arată, bro! What? Bă, voi vedeți cum arată! What? Bine ai venit! Nu vrei să stai și să vorbești cu noi? A plecat, bro. Oh my god, cum arată. What? Și ce frumoasă e sora sa și ce urâtă e aia și ce zic. De ce vă speriați, bro? Bă, ăsta e prea calm, bă ăsta mă enervează, bă. Deci parcă ăsta, bă, e prea calm băiatul ăsta, bă, băi. Tu n-ai văzut ce se întâmplă? Fugi. Să le spui mai mult despre accident. A, într-un accident de mașină. Și mi-a trimis asta, ia ce i-a trimis. Ia. Look at this. May accident Bohum son hit her, her bed. Are you okay? Answer your phone. Deci că eu accident Bohum son. Acasă vin rapid și capul doare tare. Ok, super ciudat. What? Leah, did you pick her up from the hospital like that? Ai luat-o de la ospital? No. A venit acasă, bro. A venit acasă cu bandaje ca și cum a fost de la spital, gen, și a evadat de la spital într-un fel. Și că, bro, come on. Poți să ne scuzi pentru un minut. What? Trebuie să vorbim. Vrea să vorbească cu mine. Hai să vedem. Dude, I don't think that's your sister.
Dude, what are you talking about? That text did not seem normal, and she's covering her face. How do we even know that's her? Ok, bă, ăsta a venit cu o teorie super, super interesantă. A zis că nu crede că e sora ei, bro. De unde știm că e sora ei, având în vedere că textul e foarte, foarte dubios și e, are fața acoperită, bro. Bă, ăsta chiar are dreptate aici. Hai să vedem. Dude. Și că te comporți de ciudat. Normal că se comportă ciudat că a avut un accident săptămâna trecută. De ce? Chica, de ce arată fața ei așa? Nu mai vreau să aud asta. Da, chica, dacă aș fi fost într-un accident de genul, aș fi vrut doar ca oamenii să mă, cum îi zice, să mă trateze normal. Știi ce zic? Hai să vedem, nu ca un nebun. Hai să vedem. Cred că vrem să vorbim cu sora. Bro, eu zic să nu vorbim cu sora. Poți să ne arăți unde e camera ei? E acolo la hall. Hai să vedem. Ok, se duc la Gale. Așa o cheamă pe sora Gale. Bro, se aude ceva destul de ciudat dinăuntru. Bro, se aude ceva destul de ciudat. Ah, cred că doarme. Ah, bă, nu. Bro, ce s-a întâmplat? Cum te simți? Mănâncă ceva, bro. Ați văzut că... Mănâncă ceva, bro. Asta știu că s-a știut. Vezi? Mănâncă ceva. Sau mestecă ceva. Jaw cracking, uite, a zis aia. Jaw cracking. Adică, like, își mișcă maxilarul. She was suggesting that she might not want to stay here tonight. Chicalia nu vrea să stea aici seara asta. No. Okay, sorry. Okay, oh my god, deci a zis o băieță, nu am băgat în seamă și când a zis că Lia să nu mai stea noaptea asta, a zis no. Nu vrea să te supărăm. Mă uci era acolo, bro, asta e super, super ciudat. Just by talking to her there, she clearly went through something awful. What do you mean? Alright, well, at this point it's getting pretty late. Looks like we need. E aproape ora 1, da. Trebuie să stea aici. Și că nu se culcă până nu pun camere peste tot. Ok, o să pună camere peste tot. Hai să vedem. O să pună camere peste tot cum fac de fiecare dată, bro. Lins hallway. Pun peste tot în bucătărie. Hai să punem o cameră în camera lui Lia. Intrați și să-i comin. Hai să vedem. Hai. Putem să primim o cameră în... ok, hai să vedem. Am pus o cameră în camera lui Lia. Și că o să pună peste tot și pleia în cameră. Am vorbit cu sora ta. Și cred că suferă foarte mult acum. Și că nu mai simt. Puteți să stați în camera mea. E doar sora ta. Nu știu de ce voi, adică ea și tovarășul lui o tratează ca și cum ar fi nebună. Cred că o să fie ok, ok? Doar încearcă să te odihnești. Let's go, hai să vedem. Please, vă rog, nu plecați. Doar să te culci, ok? O lasă pe aia acolo, aia nu vrea. Nu mai vrea să stea în casa asta, bro, cel puțin singură. Hai să vedem. Ready to go to sleep. Hai să vedem. Bă, Chester hears something from Gale's room. Deși că vrea să se ducă la culcare, dar Chester a auzit ceva din camera lui Gale. Gale. Ok, la 109. Am auzit ceva? Camera lui Gale. Oh my god, uite, pe jos, bro, ce s-a alea? Mamă, ce se aude, bro? Oh my god. Who was that? Who are you talking to? Cu cine vorbeai? No one, cu nimeni. Dude, what are you doing? Why are you bothering her? Dude, there was someone in there with her. Și că era cineva acolo, bro. Bro, vezi, văzut ceva, băieți? Ia stai. Deci am văzut picioarele și mai cineva, bro. Eu n-am văzut pe nimeni. Deci ea vorbea cu cineva, dar cu cine?
A, da, mă! Uitați-vă, stânga, mai era cineva acolo! Ce ca cu nimeni! Mai e cineva acolo! Hai să mergem la... hai să mergem la somn! Ok, băieți, băi, super, super horror, eu n-aș trăi, eu n-aș dormi! Cum ne-ești speriat de Gale? De ce nu o lași în pace? Doar pentru că fața e diferită? Nu înseamnă că e diferită pe inside. De ce se duce în pădure dacă nu e nebună? Bă, de ce ăsta are o problemă că ăștia t-a trasă ca o nebună? Pentru că e nebună, brădere! Trezește-te! Putem doar să mergem la... la somn, hai să vedem ce spun băieții. De sincer, bro, super, super ciudat. Am mers la culcare. Hai să vedem. Ok, bro, destul de ciudat. Ora 1.51. Camerele lor complet normal. Până acum totul normal. Lasă, da, normal, că nu-i normal, săraca. Ia uite ce face, bro, și uite-vă cum stă, bă, bă. Eu nu înțeleg, bro, cum le-ai lăsat-o în casă, bro. Păi eu o luam direct la fugă în trei stiluri diferite, bă, să moară băiețile, bă. Cum să lași, bă, pe asta în casă, bro? Ce face, bro, de ce face așa? Bă, mi se pare super, super ciudat ceea ce se întâmplă, bro, sincer acum, băieți. Deci chiar mi se pare ciudat. Hai să vedem ce fac. Băi, ora 2.27. What? Ce face? A, că e caprisul. O muscă și-a mâncat-o. What? What? Ce face? Bro, ce se întâmplă cu ea? Poate mai apare și omul ăla cu care vorbea sau chestia cu care vorbea. Asta nu-i femeie, stră asta. What? What? Ia ceva de supat. O foarfecă! Își taie fața sau bandajul? Cred că bandajul, bro, nu cred că fața. Sau? Nu știu. Sau, ăștia e Digi. Și-a tăiat gura. A, ba nu, nu, și-a tăiat bandajul, gen. Sau? A, ăștia e bandajul, bro, da, ăștia e bandajul. Ăștia e bandajul. Observa camera. Observa camera, cred, cred că observa camera. Ăștia e bandajul, bro. Oare ce are pe acolo, men? De ce ăștia e bandajul? Destul de ciudat. Cred că vine direct la camera, că observa camera. Da, 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 vine direct la camera. Sau nu, 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 nu. Adică nu știu, nu știu, te-a chiar tot bandajul, puțin. A ieșit, s-a dus pe hallway. Acolo, în camera din față, sunt ei, cred. Nu, o trecut de ei, bun. Cred că se duce jos la camera lui Lea. Ora 3 dimineața, băieții. A deschis ușa. A intrat în camera lui Lea. Ce o să facă, bro? Sunt curios. Ce o să facă? Mamă, uite, uitați-vă cum mi se aud oasele. Ce face? Bro, ce face? Mamă, bro, ce se face? Mamă, țipă, fugi! Ce că trezește? De ce țipă? Lia, țip! E aici! Te rog să te calmezi. Bă, ăsta are un problem cu calmatul, băi, 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 tovarășe, băi, cum să te calmezi? Ce ca unde e? Uite-te înăuntru. Nu e acolo, bro. Ce că ai avut un coșmar, n-a avut. Sora ta nu e un monstru, hai că nu e să moară, băi, dacă nici aia nu e monstru, ce mai e să moară? Ce se întâmplă, bro? Ești ok, cică? Nu e ok, normal că nu e ok, bro, cum să fii ok? Uite-o! Oh my god, era după... Bro, ce se întâmplă? Băi, era după ușă. S-a oprit. Nor... Uai, ce-i-o făcut aia? Mamă, era după ușă. Vai, bro, vă aștept... Bă, eu nu mă așteptam să fie după ușă. Sincer, nu mă gândeam că poate să intre după ușă. Ok, deci ăsta clar nu crede absolut nimic din ce vede. Și-a dat seama că și-a dat seama că a mers înapoi la somn. Uite, asta încă era acolo. Bă, ce, bă, ce face? Bă, e încă acolo, ce se întâmplă, man? Bro, asta încă aici, ce face? Oh my god, a infectat-o și pe ea. Uitați-vă cum au ochii. Sunt două acum, bro. Și vin după băieții noștri, bă. Ba nu, se duc în camera. Se duc în camera. Uitați-vă la ei. Bă, ce se întâmplă?
Bro, ce se întâmplă? Like, bro, ce se întâmplă? S-a dus în curtea din spate, cred că se duc în pădure, bro. Asta e backyard-ul. Curtea din spate, cred că se duc în pădure în momentul de față. Oh my god, bro. Ok, este asta destul de ciudată, man. Like, foarte, foarte ciudată, dacă mă întreb pe mine. Ora 3:35 au dispărut. S-au dus în pădure, adică. Ora 6:03 dimineața. Ce că ne-am trezit. E pe ora 6 dimineața. Deci, o să știu că o să vadă ce face Lia și o să vadă ce s-a întâmplat seara trecută pe camere. Hai să vedem. Ce că ușa e deschisă. Și Lia nu mai e. Normal că Lia nu mai e, bro. Ok, nu e în dulap. Unde chezi? Cred că trebuie să mă uit jos. Ok, se duce jos. Hai să mergem în camera lui Gale. Cred că acolo stăt amândouă. Nu, și Gale a plecat. Deci, ce cred eu de vine aici? Cred că l-au găsit pe amândouă. Amândouă, sigurat. Sunt una lângă alta, cel mai probabil. Deci s-a deschis ușa din spate. Cred că s-a dus pe acolo. Nu știu unde s-a dus. Hai să mergem pe, să ne uităm pe securitate. Bă, unde o duce? Ceva se întâmplă cu Lia și atunci și-o dat seama. Hai să ne uităm pe camera de afară. Aaaa! Uite-l pe ăla, bro! S-a dus la omul ăla. S-a dus în muz la băiatul ăla, cu ăla. Dar nu știu ce se întâmplă, bro. Dacă vrei să te duci în pădure și să te uiți. Hai să mergem acasă. Așa vreau să duc acasă, cred că s-a întâmplat ceva gen și eu abandonat pur și simplu. We went home and tried for days to get in contact with her. Cică s-a dus acasă, nu știu întâmplat nimic. Așa au încercat timp de multe zile să intre în contact cu Lea. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Her parents friends and neighbors haven't heard from her or Gale. Părinții ei, prietenii ei și vecinii n-au auzit nimic de ea sau de Gale. Hai să vedem. Atât abonesc. We don't think that was a sister. Nu credem că aia a fost sora ei. Da. Aia nu cred că a fost sora ei, guys. Guys, fiți